nostru care este în cerul. Cerem prezența al Tău în acest moment, ca numele al Tău să poată să fie slăvit, când noi studiam despre cum putem să închinăm înaintea Creator. Ajută-ne, Doamne, noi să înțelegem că Tu ești Creator și noi suntem copii ai Tăi. Fii cu noi acum, în numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amen. Vreau să pun întrebare. Cine este musafiri în mijlocul nostru? Cine este musafiri în mijlocul nostru? Când eu spun musafiri, mulțumim, bine ați venit, musafirii nostru. De unde sunteți? Din Cluj. Din Cluj. Ne bucurăm. Cine a adus pe dumneavoastră aici? Mă bucur. Domnul să fie împreună cu dumneavoastră și chiar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să fie împreună cu dumneavoastră. Este altcineva care este musafir? Asta este sora mea. Am venit foarte departe împreună. Mulțumim. Am fost împreună cu ei, am ținut evangelizare în Anglia și după aceea sora mea a venit, este aici și fiul va fi botezat sabatul aceasta care vine. Domnul să fie împreună cu dumneavoastră. Așteptam și botezul dumneavoastră în curând. Vreau să pun întrebare. Cine este altcineva care este musafir? Sora mea. De unde sunteți? Numai pentru alți să pot să știi. La Oradea. Mulțumesc foarte mult. Este sora mea de la fratele meu și a ascultat mesajele de pe internet și nu știa cine este aceasta omul negru și acum a văzut omul negru pe viu. Este o mare bucurie că noi suntem împreună. Vreau să spun, cine este important nu este omul negru. Cine este important este Domnul Iisus Hristos. Amin? Alright, vreau să pun întrebare. Eu deja ved că avem încă o dată musafiri. Dumneavoastră, de unde sunteți? Din Cluj. Din Cluj. Eu cred că ați venit împreună. Da? Ne bucurăm foarte mult, Domnul, să fie împreună cu dumneavoastră, să rămânem ca o familie când noi studiam acest subiect. Uitați, dragi mei, subiectul nostru în această timp este despre cine este Creator. Ce înseamnă să închinăm înaintea Creator? Începem cu cartea lui Apocalipsa, capitolul 14. O să încercăm, cei care au mușchi, numai să... hai să vedem. Probabil am și suficient. Ok, e bine. Vreau ca să... Sunt obișnuit să vorbesc și prin... și folosind tabla. Uitați, dragii mei, haideți în cartea lui Apocalipsă. Apocalipsa, capitolul 14. Versetul 7, cum este scris acolo? Pentru că vrem să înțelegem ce este scris. Apocalipsa 14, versetul 7. Cine a găsit? Haideți. Mm-hmm. El zicea cu glas tare, da. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, mm-hmm, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Ok, uitați ce noi am găsit aici. Închinați-vă celul care a făcut ce? Cerul, pământul, marea și ce? Și zvoarele ape. Ok. În primul rând, de ce trebuie să închinăm înaintea lui? Să nu uitați că mesajul acesta este dat ca ultima mesaj pentru lumea aceasta. Sunteți de acord cu mine? Este ultima mesaj. Și Dumnezeu a dat ultima mesaj aceasta pentru oameni să pot să știi că în cerul există Dumnezeu. Dar de ce acum trebuie să fie dat mesajul acesta? Temeți-vă de Dumnezeu, dați slava, căci a venit ceasul judecatului. Și după aceea este scris, închinați-vă celor care a făcut ce? Cerurile, pământul, marea și zvoarele ape. De ce Dumnezeu trebuie să spune lucrul acesta? Cineva să spune mie. Pentru că acum eu nu predica, studiam împreună. De ce? Au lipsit mesajul acesta până acum. Ok, și oamenii au lipsit această mesaj, sigur, alta... Pentru că El este Creator, asta este motiv de a închina înaintea Lui, da? Ok, haideți mai departe. De ce trebuie să fie dat acest mesaj? Da, sora? Pentru că oamenii au ajuns să se închine creației și nu
în loc de Creator. Mulțumesc foarte mult. Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Închinați-vă celor care a făcut cerul, pământ și marea și zvorile ape. Vreau să pun întrebare. Care este una dintre cele mai periculos învățătura care este dat în generația noastră, mai ales cei care au mers la școală, au învățat ceva? Ce ați învățat? Spuneți mie. Alo? Evoluționism, da? Unde este scris că oamenii au venit din maimuță și acum dacă eu pot să spune bună dimineața rudele de maimuță, cine va fi bucuros aici? Nici una, da? De ce? Pentru că chiar dacă ei spune oamenii au venit din maimuță, dar dacă tu spune, ei, tu ești maimuța care este mai deștept, ce o să spune omul acesta? Vai, ai înjurat pe mine, cum ai reușit să spune? Dar el învață și să acceptă că el a venit din aceasta animalele. Nu ați reușit? Are you failing to follow it? Are you still failing to follow it? Are you still able to follow it? Okay. So you know what? Let me do it this way. It's better you get to the youth. It's better you get to the youth. So why? It's because when you are there, at least you can be able to translate only into one. It's directly in English, so you can be able to translate it into one. It's easier. Is that okay? Okay. All right. Fine. Thank you. Prietenii noștri din Israel nu pot să prinde limba română. Am dat la ei traducător, dar la anumit timp sunt prea rapid când vorbesc limba română, chiar dacă nu știu. Și this is one way or the other way is that I've got to be slower and then she translates. So think of whichever is the way. All right, fine. Ok. Haideți înapoi. Se spune așa, Dumnezeu a trimis mesaj și zice, acum în acest moment avem nevoie de mesaj, temeți-vă de Dumnezeu și dați slava. De ce? Pentru că a apărut alta teorie de evoluție, care învață pe noi lucrurile care nu sunt adevărate. Și Dumnezeu vrea ca noi să întoarcem înapoi, să închinăm înaintea Lui. Și întrebarea este, de ce să închinăm înaintea Lui? Apocalipsa 4:11. Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. Apocalipsa 4, versetul 11. Haideți la această verset. Da? Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. De ce? Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Biserica, amin? Ok. Cine a creat toate lucrurile? Cine? Atunci, de aia El este vrednic să primească această închinare. Haideți în Psalm 101, versetul 3. Psalm 100, versetul 3. Ce spune Biblia? Psalm 100, versetul 3. Da? Cine a găsit? Să știți că Domnul este Dumnezeu. Aha. Ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Ok, noi suntem a Lui. Noi suntem poporul Lui. Suntem turma pășunii Lui. Amin? De ce trebuie să închinăm înaintea Lui? Pentru că El este Creator. Și Tatăl nostru. Haideți în cartea Lui, în cartea Lui Neemia, capitolul 9:6. Neemia, capitolul 9, versetul 6. Avem motive de ce trebuie să închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Neemia, capitolul 9, versetul 6. Aha. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile. Cerurile cerurilor și toată oștirea lor și da? Pământul cu tot ce este pe el. Uh-huh. Mările cu tot ce cuprind ele. Uh-huh. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Ok, o întrebare. Părinți, câți dintre voi aveți copii? Mâna sus. Ok, în primul rând este întrebare care nu are logică. Se spune părinți, cât dintre voi care au copii? Ok, noi toți avem copii. Și vreau să pun întrebare. Când
copii vin la voi, cine îi place să aibă copii care sunt ca niște roboți? Care nu ascultă de bună voie, dar sunt programat ca să pot să ascultă. Adică se pune un chip în mintea, ca în dimineața când se trezească, ca să vine, bună dimineața tata, bună dimineața tata, bună dimineața mama, bună dimineața mama. Și după aceea să știi că ies la ora 10, se merge acum, mama aveți nevoie de apă? Acum am venit cu apă, am venit cu apă. La ora 1 se spune, aici este mâncare, bună ziua tata, bună ziua mama. Și copilul acesta se face această lucrurile programat în fiecare zi. Întrebarea este, cine o să-i place să aibă această tip de copii? Mâna sus. Ok, nimeni. Întrebarea este de ce? Spuneți mie, de ce? Haideți, de ce? Pentru că moment când copii face aceasta din iubire, simte altfel. Mai multe ori eu vorbesc despre ce s-a întâmplat într-o zi când am cumpărat jucăriile pentru copii. Și am cumpărat jucăriile și au văzut aceasta jucăriile. Și a venit una și a venit și a îmbrătișat pe mine și a zis, oh, ce tată bun avem. Știi ce? Știi cum am fost încălzit inima? Asta este copilul foarte mic, dar când a vorbit lucrul acesta, așa în inima mea a fost încălzit. Nu am forțat pe copil să spune lucrul acesta. A venit de bună voie și a spus, ce tată bun avem. Și vreau ca noi să înțelegem, Dumnezeu caută pe creatura care poate să merge înapoi la El să spune, oh, ce tată bun avem. Amin? Și care poate să închină înaintea Lui pentru că El este creator. Amin? Vreau ca noi să înțelegem, există o problemă. Într-o zi, Dumnezeu a vorbit cu poporul Lui. În primul rând, haideți în Geneza. Geneza, capitolul 1, versetul 1. Ce spune Biblia? Geneza 1 cu 1. Noi știm. Cum spune Biblia? La început, Dumnezeu a făcut ce? Cerurile și pământul. Asta este la început. Dumnezeu a creat. Ok. Alta lucru pe care trebuie să știm este aceasta. Dumnezeu a dat legea și legea Lui spunea că există un singur Dumnezeu. Amin? Amin. Și dacă există singurul Dumnezeu, să nu ai alte Dumnezei în afară de mine. Dacă Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, El spune că El este singur Dumnezeu. Isaia 42, versetul 8. Hai să citim Isaia. Isaia 42, versetul 8. Cine a găsit? Hai să citim Isaia. Vechiul Testament 42, versetul 8. Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu. Aceasta este numele meu. Și slava mea nu voi da altuia. Deci? Nici cinstea mea idolilor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu există altă Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu și nu există altă. Amin? Și slava mea nu vă da altor, nici cinsta mea idolilor. Există diferența între Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și idol care nu a făcut nimic. Prietenul meu care este frate una dintre predicatori care o să predică la ora 11 a spus mie când am întâlnit cu niște vrajitori care a avut lucrurile lui de vrăjitorie și a ajuns la vrăjitor și zice, vrăjitorul este cel care a chemat pe el să merge acolo acasă. Și când a ajuns acasă, și a zis, vreau să știu dacă tu ești același care a fost la celălalt an la Riu, care a botezat pe femeia, care a fost tot așa vrăjitoare, dar vrăjitoare mai mică. Pentru că a primit vrăjitoria de la, vorbesc despre ce el a spus mie, el este acolo, este din spate. Și când a mers acolo și a înalțat rugăciune, moment când a terminat rugăciune, vrăjitorul a spus, acum deja știu, tu ești. Cum ai știut? Și zice, pentru că cuvintele pe care tu ai folosit sunt aceleași cuvintele care a fost folosit când femeia a fost botezat acolo. Dar femeia care a fost botezat, scurtez aceasta, care a fost botezat, a avut lucrurile pe care a avut în mâinile, pe care a primit de la vrăjitor. Și spunea lucrurile acestea, putea
se schimbă. Era niște rădăcini la aceasta care putea să fie schimbat și să fie o fulgeră. Și atunci dacă vrei să omori pe asta, numai cu rădăcina aceasta facea opus copus ce pe care putea să face și se întrintește pe el, deja nu mai există. Și la anumit timp, celălaltă rădăcină putea să schimbă, să fie șacal și să merge acolo și să mușca pe persoana să moară. Dar vrăjitorul aceasta mai mare spunea, nimeni nu o să reușește să pot să scapă pe omul acesta din mâinile mele. Pentru că când femeia aceasta a vrut să se pocăiască, să vină la Hristos, știi ce s-a întâmplat? A mers înapoi la vrăjitor și zice, am venit să dea înapoi lucrurile tale. Și vrăjitorul a spus, știi ce, e treaba ta, nu am nevoie de aia. Și zice, ok, bine, acum eu merg să arde. Și vrăjitorul zice, cu niciun chip, cine pot să îndrăznește să arde? Moment când arde lucrurile mele, atunci sigur ceva o să va întâmpla. Și el discuta, ieri am fost undeva în pădure, discuta, ce el a făcut e să a luat lucrul acesta, pentru că femeia a spus, nu mai vreau. Și a luat lucrul acesta, a băgat, cum am înțeles, benzina, a aruncat benzina, a pus foc. Nu s-a întâmplat nimic, pentru că era după rugăciune. Eu vorbesc despre diferența, este creator și creatură. Și după ce a făcut lucrul acesta, vrăjitor a venit la ziua de botez pentru această femeie și a zis, dacă au reușit acolo, nu o să reușesc să se botează pe ea. Și a venit și a stat undeva în tufiș, se ascunde, nu putea să fie cunoscut. Și când a uitat și el a spus în numele Tatălui și a Fiului și a Duhul Sfânt și a botezat pe femeie. Și atunci vrăjitorul a zis, acum am nevoie de această predicator. De ce? Pentru că dacă puterea lui este mai mare decât puterea al meu, nici eu nu mai vreau vrăjitorie. Vreau să aruncă toate lucrurile acestea. M-ați înțeles aceasta? Ce vreau să spun este aceasta. Există Dumnezeu care este mult mai puternic decât creatura. Și de aia Dumnezeu spune așa. Eu sunt Dumnezeu, nu există altul. Eu nu vor da cinsta mea idolilor. De ce? Pentru că există diferența între idol și Dumnezeu care a creat. Și atunci când Dumnezeu a dat la poporul lui a legea lui, a spus în Exodul capitolul 20 versetul 3, ce este scris? Exodul 20 versetul 3. Vă rog să nu lăsați pe mine să predic. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Mulțumesc! Să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine. Haideți împreună la versetul 6. Cum este scris? Versetul 6. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ok! Dar nu numai aceasta. Înaintea aceasta este scris versetul 4. Cum este scris versetul 4? Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământ. Să nu, cum? Mai departe? Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujezi. Aha. Deci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur? Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Biserica, amin? Amin. Știi ce? Vreau noi să înțelegem ceva. Vreau să pun întrebare. Un profesor bun este important pentru elevi? De ce? Mobilizează să învețe, ok, una. De ce este important să aibă învățător care este bun sau profesor care este bun? Mulțumesc! Moment când tu vede profesor care este bun, știi ce? Într-o zi am predicat în Anglia, în biserica care este în Oxford. Și am spus, există oameni care sunt foarte mândru, care spune, eu am învățat la Oxford. Și întrebarea este, de ce ei
sunt, cum se zice, așa mândru că ei s-au învățat la Oxford. Pentru că la Oxford există profesori care sunt competenți, nu știu dacă sună românește, da? Și atunci, pentru că ei au învățat acolo, sunt foarte mândru. Acum vreau să pune lucrul acesta în mintea noastră. Dacă profesorul este deștept și înțelept, ce se întâmplă este elevii încearcă să fie ca cine? Ca profesor. Dar acum vreau să pun întrebare. Dacă tu crezi ca profesor al tău este maimuță, ce o să încercă să fie? Alo? Maimuță. Exact, maimuță, nu știu. De ce? Pentru că tu, ascultați cu mare atenție, astăzi, gândiți-vă despre lucrurile acestea, astăzi, dacă omul crede că a venit din animalele, cum o se comportă? Una. Haideți înapoi. Dacă omul crede că a venit de la Dumnezeu, cum o se comportă? M-ați înțeles aceasta? Este clar? Are logică? Ce Dumnezeu cere este aceasta? Noi să știm că suntem copii al lui Dumnezeu, creatura lui. Și Dumnezeu cere ca noi să fim ca și El. De aia este scris, închinați-vă celor care a făcut cerul, pământul, și marea și zvor la apă. O să descoperi că lupta pe care Dumnezeu a avut întotdeauna cu poporul lui era aceasta. Oamenii nu erau pregătiți să asculte pe Dumnezeu total. Era pregătit din contră să poată să asculte și pe idol. Uitați, dragii mei, Dumnezeu a vorbit legea de pe muntele, spuneți mie, de pe muntele Sinai. Când a vorbit, atunci era fulgere, cu tremură, foc, fum și în acest moment când ei au auzit lucrul acesta, știți ce au strigat înapoi la Dumnezeu? Haideți Exodul capitolul 24. Haideți Exodul capitolul 24, versetul 7. Urmăriți-mă cu mare atenție. Exodul 24, versetul 7. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Da. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Uite ce au spus. Ce au spus ei? Vom face, vom asculta câte lucrurile? Tot. Tot ce a zis Domnul. Moise a urcat sus pe munte. A primit ce? Ce a primit? Spuneți mie. Tablele de lege. În această timp ceva s-a întâmplat în tabără. Ce s-a întâmplat? Idol. Haideți în cartea lui Exodul 32, versetul 6. Exodul 32, versetul 6. Urmăriți-vă cum arată. Ce s-a întâmplat în această timp? A doua zi s-au sculat dis de dimineață. A doua zi s-au sculat dis de dimineață. Și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. La ce? Spuneți-mi, la Dumnezeu? La ce? Spuneți-mi. La vițel. La un vițel, haideți. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Dar ei înainte ce au strigat? Noi vom asculta. Cât timp a durat? Foarte scurt timp. Vom asculta. Dar după aceea ascultat, ei au ridicat, au început să danseze. Dar Dumnezeu este același care a strigat să nu-ți faci chip cioplit. Vreau să pun întrebare. Oare nu avem aceeași problemă și astăzi? Ce este scris în Ieremia capitolul 10 cu 10? Haideți. Ieremia capitolul 10, versetul 10. Ce spune Biblia? Ieremia 10, versetul 10. Ce spune Biblia? Aha. Cine a găsit? Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu viu și împărat veșnic. Pământul tremură de mânia lui. Mulțumesc! Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu adevărat. Pământul se tremură. Dacă o să mergi la versetul 11, este scris, du-te și să spun la cei dumnezei care nu au făcut cerul și pământul, ca ei o să pierde sub cerul și asupra aceasta pământul. Dumnezeu, vreau să arată diferența care există între Dumnezeu adevărat și zeii care nu au făcut cerul și pământul. Versetul 17. Ce spune Biblia? Ieremia. Ia din țară legătura cu ce este al tău, tu care ești în strâmtorare. Da. Ieremia 10, versetul 17. Da. Aha. Mai departe.
Căci așa vorbește Domnul, iată de data aceasta voi arunca departe pe locuitorii țării, îi voi strânge de aproape ca să se simtă. De ce? Haideți mai departe. Vai de mine că sunt zdrobită, mă doare rana, dar eu zic, o nenorocire a dat peste mine și o voi suferi. Aha, mai departe? Cortul îmi este dărâmat, toate funile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt, n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele. Mai departe? Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propășit și se risipesc toate turmele. Iată, se aude un vuiet, o mare zarvă vine de la miază noapte. Ok, mulțumesc. Ce am vrut ca noi să înțelegem mesajul acesta? Oamenii a pierdut pe Dumnezeu și când a pierdut pe Dumnezeu, a mers la idol. Și Dumnezeu vine înapoi să spune, hei, oameni buni, mergeți înapoi la mine. Haideți în cartea lui Psalm, Psalm 115, versetul 4 până versetul 8. O să descoperă diferența care există între Dumnezeu adevărat și idolii care sunt făcuți. Și de ce Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, să nu închinați înaintea lucrurilor acestea, de ce? Hai să citim, 4. Ați găsit? Psalm 115, versetul 4. Idolii lor sunt aur, argint și aur. Da. Făcuți de mâini omenești. Da. Au gură, dar nu vorbesc. Ascultați? Au ochi, dar nu aud. Nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au urechi, nu aud. Au gură, nu vorbesc. Ce alte lucruri pe care au? Au nas, dar nu miroase. Au nasul, dar pot să stai în toaletă fără nicio problemă. Haideți mai departe. Au mâini, dar nu pipăiește. Mâine nu pipăiește, haideți. Picioare, dar nu merg. Nu merge, aha. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Nu pot să vorbesc, nici bine, nici rău. Haideți. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei care se încred în ei. Hei. Ca ei sunt cei care fac lucrul acesta. Și ca ei sunt cei care se creadă în lucrul acesta. Ascultați-mă, gândiți-vă despre lucrul acesta. Dacă cel puțin Flor este viu, dacă putea să merg, nu știu, la butuc care este aici, se spune, he, butucule, ajută-mă, acum sunt românul, vor să mă omor pe mine, ajută-mă. Ce o să face butuc? O să rămâne așa cum este, așa rămâne. Poți să întâlnești jos, nu face nimic, nici nu poți să spune, auleu, nimic. Și gândiți-vă dacă eu am încredere în butucul aceasta ca o să mă salveze pe mine. Românul o să spune așa, așa face român. Ceva nu este regulă cu omul negru. Cum ai reușit tu să aibă încredere în lucruri care nu poți să vorbesc? Și Dumnezeu spune, cinsta mea nu o să dea idolilor. Amin? Dar de ce Dumnezeu vrea ca noi să fim ca El? Să nu uitați, Dumnezeu este Dumnezeu milos. Amin? Dacă El este Dumnezeu milos, ce așteaptă El de la noi? Să fim la fel. Ce este scris în Geneza, capitolul 1:26? Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să fii stăpân. Ce înseamnă să fii stăpân? Aceasta înseamnă că omul acesta are capacitate de a conduce lumea. Dumnezeu a pus în noi aceasta, cum se zice, putere de a conduce toate animale, inclusiv balena, leu, elefant și toate aceste lucruri. Dar întrebarea este, de ce acum am lei mănâncă oameni? Pentru că noi am transferat puterea noastră de a fi stăpân la satana. Nu m-ați înțeles? Ce noi am făcut este aceasta. Am schimbat rol pe care Dumnezeu ne-a dat nouă și am dat la altora. Și acum am devenit robi a lui stăpân pe care noi am ales. Pentru noi să înțelegem lucrul acesta, cred, este 2 Petru capitolul 2:19, verificați aceasta. 2 Petru 2:19, dacă aceasta este, cum este scris? 2 Petru 2:19. Vreau ca noi să înțelegem de ce este important pentru noi să închinăm înaintea aceasta Creator. 2 Petru 2:19. Așa este? Le făgăduiesc slobozenia. Mulțumesc! 2 Petru, capitol 2, versetul 19. Uitați cum este scris. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Da. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Mulțumesc! Atunci Adam a fost biruit de cine? Spuneți mie. Alo, am rămas singur, Adam a fost biruit de cine? De poftă. Ok, fine. De șarpe.
Ok, de șarpe. Ok, cine este șarpe? Cine este poftă? Okay. Satana. Ok, a fost biruit de Satana. Atunci, moment când a fost biruit de Satana, oameni buni, vreau să pun întrebare. Dacă România va fi biruit de Rusia, ce limba pe care voi vorbiți după aceea? Rusă. De ce nu spune? Eu sunt român, nu formez rusă. O să spune afară cu tine. Yes. Pentru că eu sunt stăpân. Dacă Rusia este, ai fost biruit de Rusia și atunci tu trebuie, ascultați-mă, eu vorbesc engleza pentru că am fost cucerit de Anglia. De englez. Și atunci vorbesc engleza. De ce? Pentru că asta a fost stăpânul nostru. Și steagul care a fost acolo în Zimbabwe, nu a fost steagul din Zimbabwe, a fost steagul aia Anglie. Limba englez. Școlile în englez. Și acum vorbiți limba română. Acum vorbesc, am fost cucerit de România acum. Am schimbat stăpân. Ok. Atunci când noi citim aici, este scris că omul este robul a căluia care a cucerit pe el, a biruit pe el. Atunci dacă lumea a fost biruit de Satana, atunci Satana a devenit stăpân. Și atunci noi am devenit robi al lui Satana. Dar slava Domnului, există cineva care a venit să scoate pe noi din această robie. Cine este aceasta? Spuneți mie. Domnul Iisus Hristos. De aia este numit răscumpărare. Amin. Rescumpăr. Noi suntem rescumpărați. Acum, de unde acum? În primul rând, am fost al lui Dumnezeu prin creație. Acum suntem al lui Dumnezeu de două ori prin ce? Spuneți mie. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Și de aia, dragii mei, Dumnezeu, vreau să pun întrebare, are dreptul să spune că închinați mie? Are dreptul, spuneți mie, da sau nu? Vreau ca noi să înțelegem. Este o mare bucurie. Și pentru Dumnezeu și pentru noi, dacă noi recunoaștem cine este Dumnezeu. Da, fratele meu. Vreau să remarcăm un lucru foarte important. Da. Și anume, rolul sabatului în creație. Pentru că sabatul ne descoperă adevăratul Dumnezeu. Iar cred că nu se va supăra nimeni. Nu evoluționism ne-a creat mai mari probleme. Mm-hmm. Și trebuie să recunoaștem papalitatea. Începând cu Constantin, în urmă cu papalitatea, care au schimbat sabatul în duminică. Și a condus tot închinarea la creație, la soare, pentru că duminica este ziua soarelui, fiind închinată soarelui. Apoi, papalitatea a preluat spiritismul. Spiritismul a reușit să cucerească aproape întreaga omenire astăzi. E posibil și noi să fim cucerim. Apoi un alt aspect este hipnotismul, metodă de a manipula minți. Predicile lungi, lecțiile grele, împovărătoare la școli, din facultăți, sunt rolul hipnotismului. De aceea trebuie să avem mare grijă. Predicăm pe Hristos și adevărul lui și dacă predicăm un om, noi de fapt practicăm hipnotismul. Trebuie să folosim metoda divină de a crea oamenilor ocazia să gândească ei înșiși. Nu să gândim noi în locul lor și să-i manipulăm. De aceea, va trebui să ne concentrăm atenția foarte mult asupra acestor lucruri. Pentru că oamenii, profesorii care am discutat și le-am încercat aceste lucruri, chiar predicatori, au rămas încremeniți. Nu știau că se poate ca Satana să menționeze chiar atât de Atât de adânc. Mulțumesc foarte mult. Fratele a intrat în istoria despre cum am schimbat rolul nostru. Am spus în primul rând, a fost Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Sunteți de acord cu mine? Asta este una. A doilea lucrurile. Când a creat pe Adam. Dar Adam, ce a făcut el? A schimbat locul lui și a dat pe cine? Spuneți mie. Pe Satana. Cum putem să știm lucrul acesta? Pentru că am citit în cartea lui 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Tu ești robul acelor care a cucerit pe tine. Nu știu dacă sună românește, da? Tu ești robul acelor care a cucerit pe tine. Dacă așa este, atunci noi am fost cucerit de Satana.
Și când am fost cucerit de Satana, Satana a introdus idolatrie. Nu știu dacă sună românește. Ok. Idolatrie, da? Ok. Și când a introdus această idolatrie, de ce credeți că Satana a introdus idolatrie? Care a fost scopul lui? Ca să oamenii se pot să uite despre Dumnezeu în loc să se, pentru că Satana este creatura, Adam este creatura și Dumnezeu este creator. Dar moment când omul închină înaintea creatura, nu mai are unde poate să oprește. De ce? Pentru că acum este robul. Adam este acum robul lui Satana. Și după aceea, hai să citim în cartea lui 2 Corinteni capitol 4 cu 4. Deja am auzit sunete de trumpete. 2 Corinteni capitol 4, versetul 4. Cum este scris? A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca uitați, să nu vadă străluci. Fratele meu, mai rar, mai clar ca un proroc. Uitați cum este scris. Ce? Ascultați cu mare atenție. A cărora ca să nu vadă. Nu, încă o dată. A căror minte necredincioasă. Mintea necredincioasă. A orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Stop! Cine este Dumnezeul veacului acesta? Satana! Atunci ce face Satana? Orbește ca oamenii să nu vede. Dar Satana, ce el face este aceasta. Nu vine cum scrie, cum desenă românii cu Satana cu coarna așa, negru cu coarna așa și cu coada lungă și cu limba care este foarte acolo cu foculiță. Nu! Satana nu vine așa să spună, am venit acum români să vă înșele pe voi. Nu! Satana folosește pe oameni. Și când Biblia spune că Dumnezeu a creat cerul și pământul, Satana vine să spune, nu, pot să închină și înaintea creatură. Sau pot să închină înaintea idol, dar noi nu o să numim aceasta idol, o să da numele mai frumos. De ce? Pentru că dacă închină înaintea lucrul acesta, asta arată pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, pe îngeri, pe Petru, pe Pavel, pe Timotei, pe... De ce? Pentru că în momentul când tu începe să închină înaintea lucrul acesta, deja tu calcă care poruncă? Porunca a? A doua. Dar, înapoi la punctul pe care a vorbit fratele meu, Dumnezeu zice așa, în Exodul 20, versetul 8, până la 11. Uitați cum este scris. Adu-ți amintea de ziua de odihnă ca să o sfințească. 6 zile să lucrezi, să faci toate lucrurile tale. Dar ziua a... Alo? Ziua a... A șaptea este ziua închinată Domnul Dumnezeu al lui tău. Ziua a... A șaptea. Să nu face nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străin care sunt în casa ta. De ce? Căci în 6 zile Domnul Dumnezeu a făcut ce? Cerul, pământul, marea și tot ce este în el. De aceea, concluzia, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Cine a înțeles pe mine? Mâna sus. Uitați, dragii mei, ce este scris aici este, de ce a dat ziua a șaptea? Ziua a șaptea, care este numită sabatul, este dat ca, să nu uitați, este scris că în 6 zile Domnul Dumnezeu a făcut cerul, pământul și, cu alte cuvinte, în 6 zile Dumnezeu a creat lumea, ziua a șaptea a odihnit. Atunci el spune, vreau să dau vouă, să odihniți și voi, cum am odihnit și eu. Nu știu dacă v-ați înțeles, alo? Și când voi vei faceți aceasta, în fiecare ziua a șaptea va fi o reamintire că există Creatorul unde? În cer. Nu știu dacă este clar. E clar aceasta. În fiecare săptămână am venit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop! Odihnește-te. Există Creatorul în cer. Și următoarea săptămână. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop! Odihnește-te.
există Creator. Dacă toată lumea, ascultați-mă, dragii mei, dacă toată lumea ține ziua șapta, sabatul, ziua a șaptea, ascultați cum arată ția, nu putea să există nici un ateu. Nu m-ați înțeles? De ce există ateu? Pentru că ateu spune nu există Creator. Dar dacă era reamintire în fiecare săptămână și în fiecare om sub soare închina înaintea lui Dumnezeu și ziua sabat odihnea, se spune, de ce tată și mama, de ce noi am odihnit asta? Se spune, pentru că Dumnezeu este Creator. Ah, ok, am înțeles. Ei crește, au copii, copiii o să întrebe, dar tată, de ce noi odihnim astăzi? Pentru că Dumnezeu este Creator. Atunci, de ce Dumnezeu spune acum la ultima mesaj, închinați-vă celor care a făcut cerul și pământul? Pentru că oamenii au uitat. Alo? Și de aia Dumnezeu vrea ca noi, când predică, să întoarce inimile oamenilor înapoi la Dumnezeu. Și în momentul când oamenii prinde gust de Dumnezeu care este adevărat, vreau să spună, dragii mei, viața noastră nu va fi la fel. Omul fără de lege a schimbat sabatul, numai că nu avem suficient timp să merge. Fratele meu a atins numai puțin, nu avem suficient timp să merge, să putem să mergem mai adânc, să putem să arătăm ce s-a întâmplat. Dar dacă puteți să știți că există singurul Dumnezeu care este în cer, să închinați înaintea Lui, să aduceți-vă aminte de cele 10 porunci, de ziua a șaptea, să închinăm înaintea Lui, o să descopere că o să cere orice, ci Dumnezeu este gata să asculte. În concluzia, vreau să pun întrebare. Dacă cineva are copii și copiii ascultă, când copilul acesta vine înapoi să spune, tata, am nevoie de bani pentru pantofi, ce face tata când știe că copilul acesta este cum? Ascultător. Ce face tata? Oferă. De aia vreau să spun, există numai ultima, cum să zicem, deja oamenii cu ceasul deja au spus mie cruce. Da, da, fratele meu. Am început cu prima solie îngerească, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Da, fratele meu. Când a început să fie vestită solia asta în preajma anului 1844, chiar în perioada aceea a fost lansată pe teoria evoluției de către Darwin. Creștinii au încercat să respingă acest evoluționism, dar Satana spune caută să înșele chiar și pe cei ales. Din una și din alta a ieșit teoria evoluționismului creștin. Ei! Evoluționism? Ai. Dumnezeu a creat tot. Da, dar a lăsat. A apărut lumina, a spus să dea pământul de viață. Imediat a apărut ce a spus Dumnezeu. Acum noi suntem oameni păcătoși, că am ascultat de Satana și suntem păcătoși. Dumnezeu vrea să ne recreeze, vrea să ne refacă. Da. Dar nu poate așa dintr-o dată. Are nevoie de mii de ani. La evoluție, lungi perioade de timp, probleme, catastrofe, ca să ne poată reface. Și ăsta e evoluționismul creștin. Noi nu mai credem. Ca Dumnezeu este gata să schimbă pe tine odată. Pe Avram, Dumnezeu, când Avram a crezut pe Dumnezeu, pe Dumnezeu, Dumnezeu a numit pe el. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Știi ce? Putea să mergem mai departe, să discutăm despre această problemă, dar vreau ca, dragii mei, Domnul să poată să ne ajute. Amin. Să putem să trăim pentru el. Amin? Amin. Hai să ne rugăm.